Doamna Daniela continua să scoată în fața Antoniei anumite aspecte pe care le-a sesizat de-a lungul timpului. Oricum, te obosesc, nu doresc să dezvolți nimic care să suscite interesul sau să-ți deschide alte perspective, pentru că tu știi ce ai de făcut și orice altceva ar veni îți încurcă viața. Te interesează Cristian, că oricum e cel mai bun în casa asta, altul mai bun. Așa. Dacă aveam părerea asta, mă duceam spre el din prima săptămână. Prejudecăți în cap și am zis că nu vreau să sufăr. Păi și acum, de ce vrei să suferi? Păi am zis că nu vreau să sufăr în continuare, dar ce se va întâmpla, se va întâmpla. Și ce te face să crezi că nu vei suferi? Nu există nicio... Nu ai siguranță nimic în viața asta, oricum. Am ales să fac ce simt. Și în continuare, asta eu percep ca pe o înțepătură când mi-ați spus în live că a venit mama de-a ziua mea și mi-a zis că aici e mai bun. Nu se referea la Cristian, se referea la viața mea, la faptul că sunt aici, că o am pe ea și mi-oferă tot, că nu am vreo boală, că... Eu acum cum să te cred când tu te referi că nu ai nicio boală? Când tu știi că ai atâtea traume și că suferi okay, de bulimie. Boală la modul că nu îți iau medicamente și trebuie să stau internat în spital sau, Doamne ferește, când zic boală, mă refer la o boală. Vezi, Antonia, de ce nu te crezi? Fizicul. Eu am cunoscut persoane care suferau și asta nu e la trecut. Toată viața suferi. Ok, dacă ai avut traume sau ai niște suferințe din sufletul tău, nu înseamnă că trebuie să fii în fiecare zi așa. Asta te face mai puțin să ai lucrurile alea sau nu înțeleg mentalitatea? Te întreb, nu e vorba de mentalitate, caut să te înțeleg. Păi v-am spus, am perioade când sunt mai bine pentru că și eu persoane când sunt mai... Repet, tu când îmi spui că nu suferi de nimic, dar vrei din partea noastră... O boală fizică, la asta mă refeream, doamna Daniela. Boală fizică. Cancer, știu eu, alte boli de genul. Bolile psihice sunt cele mai periculoase. O boală fizică se tratează, o boală fizică o controlezi. Eu bulimia o am de câțiva ani. Nu am avut-o dintotdeauna. Mi-am dat seama că tu nu străiești viața, tu nu știi cine ești tu. Da, încerc să-mi dau seama cine sunt. Uite că la 28 de ani eu nu știu exact cine sunt. Și poate o să mai ia un an, poate o să mai ia 20. Asta este călătoria mea. Asta e viața mea. Nu vreau să pun presiune pe lucrul ăsta. De asta mi-am dat eu seama aici în emisiunea asta. Că am pus prea multă presiune pe mine în ultimul timp. Pentru că eram o persoană mult mai colerică înainte. Acum mai am scăpări. Dar am făcut progrese mari și știu că voi ajunge în punctul în care să nu mai am scăpări deloc. Dar lucrez la mine. Mie mi-e suficient ce am văzut aici, asta îți spun, pe mine m-ai speriat. Ce v-am speriat? Că... ce? Cu tine, așa cum ești tu, personalitatea ta. Da, dar așa personalitatea mea, caracterul eu fac rău tău. Singură, caracterul eu îmi fac tău. Rău mie, eu nu fac rău altor oameni, nu sunt genul da. Să fac rău oamenilor. Tu în momentul nu în care... Nu sunt această malefică Antonia, sau cum vreți să Antonia, mă percepeți. Antonia, nu mie, da? Deci nu a fost o discuție așa. Când tu declarai că plecai de acasă cu niște prieteni, ajungeai cu alții și tot așa și puteai să o ții și o săptămână și să nu ajungi acasă. Eu, să știu pe Cristian cu tine, așa, ca mamă, crezi că mi-e bine? Păi da, dar eu făceam lucrul ăsta tocmai că eram singură. Eu dacă eram într-o relație și aveam un scop, aveam acolo un motiv pentru care să fiu acolo și să nu stau, eu făceam lucrul ăsta că eram singură. Deci Cristian este omul pe care nu-l duci cu zăhărelul. Cristian este omul pe care nu-l poți manipula. Nu l-am manipulat cu absolut nimic. Asta credeți dumneavoastră că-l manipulez? Tu, prin felul tău de a fi, manipulezi situațiile și stările și îl lași să te perceapă altfel decât ești tu. Tu te-ai exclus în tot felul de situații, așa sunt indiferent. Eu. Da, m-am expus da? Și am greșit cu lucrul ăsta.
Pe cum să greșești dacă tu așa ești și tu așa te manifesti și ție-ți pare rău că nu mai poți să faci ce ai făcut înainte? Cristian te-a redus pe tine la tăcere și tu nu te mai regăsești, tu nu mai ești cea care erai altădată. Veselă, juvială, prietenoasă, da, cu toți ceilalți. Nu am făcut asta pentru că m-a redus el la tăcere sau pur și simplu mi-am dat seama că, că a fost o greșeală să fiu așa. Am crezut că ai trecut, că îți dorești să produci în tine schimbarea. Da, și nu se întâmplă peste aici noapte. Am greșit. Da, nu înțeleg ce scop ascuns credeți că am eu cu el sau... Păi nu știu, eu te întreb pe tine. Nimic, îmi place de el și lui place de mine, punct. Foarte constructivă discuția asta. Am decurs exact cum așteptam. Și toate părerile pe care mi le-a spus despre mine, le știam că le aveți deja, că le-am simțit. Am vorbit mult și degeaba. Da, asta cu felul în care era Antonia în primele luni de emisiune a remarcat-o toată lumea și felul în care e schimbat acum. Dar credeți că ea este schimbată așa doar ca să-i facă pe plac lui Cristian? M-a schimbat dinainte să fiu într-o relație. Nu, m-a schimbat pentru că am conștientizat eu niște lucruri despre mine. Și logica mea mi-a spus că este mai bine să mă schimb sau să nu mai fac anumite lucruri. Sau... Dar nu pot să le schimbi așa... Unele nici nu trebuie să le schimbi. Da, unele nici trebuie. Țin de firea ta, de caracterul tău. Adică nu poți să te schimbi. Schimbi niște lucruri poate de comportament pe care le vezi și care sunt, să spunem așa, mai evidente. Dar așa, de ce să-i schimbi? Cum să-ți schimbi firea, temperamentul? Na, n-ai cum. Da. Ceva comentarii la partea a doua? A fost mai light asta. Partea a doua mai light. N-am comentarii, ce comentarii? Am zis tot ce am avut de spus, acum îmi rezerv și eu dreptul de a tăcea, dacă... Da, dar vreau să vă întreb ceva, doamna Daniela. Dar nu cumva sensibilitatea asta a dumneavoastră, slăbiciunea, spuneți-i cum vreți, pentru Cristian ar putea să vă facă să vedeți că orice fată ar fi acolo, în stânga sau în dreapta lui, n-ar fi suficient de bună pentru el? Dar nu mai dăm din cap așa. Asta am întrebat-o și eu la început. Păi să vă răspund, eu... Antonia. Care răspunsul pregătit? Ok, eu am înțeles în vechea lui relație că se vedea și toată lumea a văzut că el nu era fericit. Am înțeles. Dar acum... Dar de unde ai înțeles? Ok, eu n-am înțeles asta. Ok. Dar acum, la final nu fi fost fericit, dar poate că o fi fost și fericit, că nu poți să stai într-o relație cu un om, nu? Cristian. Eu așa l-am perceput, că cel puțin spre sfârșit. Că nu... Păi, spre sfârșit nimeni nu e fericit, că de-aia se termină. A fost prea puțin ca să poți să trag niște concluzii așa, bătute în cui. Dar, per total, nu. Dar nu... N-a fost ceea ce ar fi trebuit să fie, și nici din partea mea, nici din partea... Laura, și așa s-a terminat. Sau care e vechea relația asta? Da, la asta mă refer. Dar nu înțeleg acum de ce... Mă referam la asta, în fine. Dacă ne vede că suntem bine și suntem fericiți și... Stai un pic că întrebasem ceva. E importantă chestia asta. Doamna Daniela. Persoana care este lângă Cristian și cred care Antonia. Este lângă fiecare, acum, dacă îmi permite, generalizez, da? Transfer asupra celuilalt anumite stări. Ori eu văd în oglindă... Serios? Ce vezi în oglindă? Nu, asta zic, în general, văd în oglindă ce se transferă. Și ce se transferă? Explicații. Hai, zi ce se transferă. Nu, Antonina, lasă-mi pic, aici o discuție. Vă rog, doamna mea. Ce se transferă? Spuneți-i, chiar spuneți-i, că poate simte nevoia să o audă. Zi-mă ce se transferă. Zi sau ce faci? Mă uit la tine, aștept. Dar poate tu nu ai cunoscut alte părți ale mele niciodată. Poate nu le-ai văzut. Așa, pe asta. Continuă.
ce continuă? Poate eu sunt și în alte feluri pe care noi ne vedeam, zâmbetul pe buze sau tăcere, râdeam, glumeam, dar poate altele nu le-ai văzut niciodată. Poate fi și ăsta un adevăr pe care l-ai descoperit aici. Da? Că pot să fiu la extreme, așa cum a spus de fiecare dată. Sunt omul extremelor. Nu? Dar când nu sunt eu și când simt că, când am simțit că Antonia mi-a creat un disconfort, l-am spus. Și dacă disconfortul acela va mai reapărea, da? O să îi zic, dar sperăm să nu mai apară. Adică să avem și noi grijă la cine deranjează. Și în ultimele zile chiar a fost, ultimele zile, mai mult, chiar a fost, a fost bine. Dar eu spun și repet, ceva ce mă face să nu fiu eu, sau dacă mă va face pe viitor, o să mă retrag și o să-mi văd de treaba mea. Acum este bine așa cum e. Oglindă, oglindă, oglinjoară. Nu, chiar eram curios de... Da, păi asta, contează tu să-mi spui mie cum te simți și asta e important pentru mine. Și contează și ca dumneavoastră să-mi răspundeți dacă nu cumva considerați că... Poate că nu, nicio fată care va sta la brațul lui și acum iarăși, general, nu va fi suficient de bună pentru el. Știți că mamele mai au tendința asta de a-l ridica așa pe băiat, mai ales mamă, băiat. Șansa mea este cam șofică și întotdeauna mă gândesc cum este în cazul ei și atunci caut să echilibrez.